Bună ziua și bun găsit, vă spunem și de această dată, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Discutăm astăzi despre protestele care se anunță în educație, despre promisiunile care se lansează de la nivel de guvern. Ce mai cred profesorii și care sunt pașii pe care îi vor face în următoarea perioadă? Ce avem de făcut în ceea ce privește copiii noștri de luni încolo, când sindicatele anunță grevă generală? Aflăm de la domnul profesor Bogdan Manea, președintele FSLI Dolj. Vă mulțumesc tare mult, domnul președinte, că ne sunteți alături. Să rămână și bine v-am găsit din nou. Rămânem pe poziție? Se anunță grevă generală luni 22 mai? Da, luni e anunțată grevă generală. Așa cum am mai spus-o, de-a lungul acestor zile și nu numai acestor zile, de-a lungul timpului s-a scurs și spun asta de aproape 2 ani încoace, nu ne-am dorit această grevă generală. Eu încă mai sper că până luni mai sunt, după cum vorbeam, mai sunt 4 zile, adică azi, vineri, sâmbătă și duminică, la o chestie de o asemenea amploare, eu cred că în acest moment nu există weekend. Și sper din tot sufletul ca această grevă anunțată pentru luni la ora 8 să, mă rog, dacă se poate și ajungem la un numitor comun, să nu aibă loc. Dacă nu se va ajunge la care un numitor comun... Care este numitorul comun și care sunt condițiile, în primul rând, potrivit cărora s-ar putea decala sau s-ar putea anula această grevă? În primul rând, lucrurile pleacă de la legea salarizării. Trebuie să înțelegem că, și să înțelegem foarte clar, că un profesor prost plătit va educa în consecință. De aceea, atâta timp cât deputantul are 2400 de lei, iar profesorul cu ultimul grad vechime și toate gradele vechime maximă, 4500, 4300, 4500, nu putem discuta de niște salarii rezonabile. Acesta este nodul gordian. Eu cred că dacă nu vom ajunge la un acord, și nu un acord neapărat scris semnat, acord în care este clar salariile trebuie mărite. Nu mai putem accepta asemenea salarii și aici nu este vorba numai de personalul didactic. Discutăm aici și despre personalul nedidactic care, țin să vă anunț pe această cale, la ei legea 153 se aplică, de fapt nu prea se aplică, adică mai este până când acest personal să ajungă pe grilă la maxim. Deci după cum spuneau și se trâmbițau că acest 153 se aplică în totalitate, iată că nu se aplică la personal nedidactic, iar acești oameni mai au să-și ia bani. Iar personalul nedidactic, știți foarte bine, salarii de maxim 2000-2100 de lei pe vechime maximă, mai au o țără și iasă la pensie. Ăștia sunt salariile pe nedidactic. Au părut că sunt agreate aceste puncte de către minister, cel puțin la nivel declarativ. La nivel declarativ a fost o întâlnire, pentru că toată chestia asta a luat o amploare deosebită începând din data de luni după conferința de presă a celor trei mari federații sindicale, și aici discutăm de FSLI România, de Spirul Haret și de Alma Mater. Deci absolut toate federațiile, atât învățământul preuniversitar, cât și în învățământul universitar, s-au unit de data aceasta și este foarte bine că au făcut lucrul ăsta. Iar la întâlnirea de luni, nu, luni, marți, mi se pare că a avut o primă rundă de negocieri cu guvernul, unde au venit pur și simplu, și acolo a fost, țin să anunț, a fost premierul, actualul premier Ciucă, viitorul premier Ciolacu, ministrul educației Ligia Deca, ministrul de finanțe Câciu și a mai fost cineva acolo. Deci, factori de răspundere din România, de decizie din România, au venit pur și simplu și ne-au spus numai lucruri pe care le știam, că vom face, că vom drege, că vom prevedea, că vom. Deci nu a fost niciun lucru concret la modul în care să se spună începând cu data de și așa mai departe. Din această cauză, întâlnirea de la guvern s-a încheiat fără absolut niciun rezultat. De astfel, președintele FSLI Simion Hăncescu a spus că oferta guvernului a fost deosebit de subțire și ăsta e adevărul. În concret, ce v-a oferit?
că vorbim pe real, adică pe real, cu deci date că vom ține cont de sume. Da, nu s-a vorbit de sume, că vom ține cont de ceea ce a spus dumneavoastră în noua lege a salarizării în sistemul bugetar, care ar urma să intre în vigoare, eu cred că la undeva la 1 ianuarie 2024, că într-adevăr profesorii merită mai mult, că avem dreptate în ceea ce privește indexarea. Știți foarte bine că noi am cerut o indexare anuală cu rata inflației, că vedem care e inflația, că avem dreptate și aici. De fapt, nu a fost vreunul din puncte în care să spună că nu e adevărat ce spunem. Dacă toate aceste lucruri se vor regăsi în, de natură salarială, urăsc, se vor regăsi noua lege a salarizării bugetare, care va fi, când va fi, iar restul celelalte la negocierea contractului colectiv de muncă. Și acum, ca o paranteză aici, astăzi, în moment ce, în timpul în care noi discutăm, sunt invitați la Ministerul Muncii, la Ministerul Educației, dar de data asta nu sunt invitați pentru a discuta probleme legate de ceea ce ne doare cel mai mult, salarizare, ci probleme legate de negocierea contractului colectiv de muncă. Contract colectiv de muncă care nu cuprinde zone de salarizare. Contractul colectiv de muncă cuprinde cu totul și cu totul alte lucruri. E vorba de concedii, de norma didactică, de cu totul alte lucruri, dar nu de salarizare. Vom vedea ce se va întâmpla la această primă negociere a contractului colectiv de muncă. Dar o nouă întâlnire cu guvernul și în speță cu actualul prim-ministru Ciucă, cel puțin reprezentanții noștri sindicali, și anume Hâncescu și Nistor, au spus că va fi undeva luni. Practic, în prima zi a grevei generale. Da, deci ceea ce țin să recunosc, că sunt uimit de faptul că până luni, chiar când toată educația fierbe și după cum am văzut aseară și de două seri și de aproape două, trei seri pe toată mass media este vorba numai și numai de educație, premierul își găsește timp de-abia luni. Da, știți foarte bine ce se întâmplă la guvern în zilele acestea, e vorba de rotativă, îi interesează probabil mai mult funcțiile pe care să și le dea, ce ministere vor dispărea, ce secretari de stat și așa mai departe, și probabil că din această cauză nu are timp de o reîntâlnire cu noi decât luni, când a zis că ar fi timp să ne întâlnim. Ce cred eu în toată această problemă și ce simt? Ideea este în felul următor. Ei totuși nu cred că luni se va declanșa greva generală și chiar vreau să anunț pe această cale că nu e nicio glumă. De foarte mulți ani în România n-a mai existat o grevă generală. Iată că educația, după aproape 20 de ani, apelează la această formă de protest maximală, ca să spun așa, și anume greva generală. După cum știți, miercuri a fost greva de avertisment de 2 ore, de luni va fi grevă generală. După 20 de ani, cum spuneam, e și ca în cartea aceea lui Alexandre Dumas, după 20 de ani se întâmplă aceste lucruri. Și eu cred că ar trebui să-i pună pe gânduri sau, dacă nu i-a pus, măcar în al 12-lea ceas. Am văzut între timp că au avut undă verde de la președinte. Care am văzut mesajul foarte clar al președintelui Iohannis, care își arată sprijinul și ba chiar necesitatea care există la momentul actual în țară pentru a se mări salariile cadrelor didactice. Nu pot decât să apreciez acest lucru, dar de la declarațiile președintelui până la faptele concrete, cred că mai este destul de mult. Ați fost invitați la o discuție oficială și cu... A fost o discuție oficială cu președintele, nu cu președintele, a fost o discuție oficială la președinție, în, cred că luni, sau marți, nu mai țin minte, lucrurile s-au derulat atât de repede încât... Da, și din păcate însă cu toții așteptam să avem o întrevedere cu președintele României, dar din nefericire președintele României, din câte am înțeles de la consilierii dânsului, pleca spre Islanda, de la acel forum la care a participat, iar noi am avut o discuție din nefericire cu o doamnă consilier care din păcate nici nu era consilier pe probleme de educație. Bănuim că nu sunt încă consilier pe probleme de educație la Cotroceni, deoarece doamna Ligia Deca a devenit ministru.
Dânsa era pe sănătate, nu au fost multe lucruri de spus, a recunoscut până și dânsa că multe lucruri pe educație nu cunoaște, așa că nu s-a stat foarte mult la Cotroceni și s-a plecat așa cum s-a ajuns, adică fără absolut niciun rezultat. Și cu toate acestea, aseară, în timpul summitului sau forumului din Islanda, întrebat fiind de reporteri ce se întâmplă în România, da, declarația a fost uimitoare și, mă rog, acum să vedem, ne așteptăm la declarații din acestea în cascadă, să vedem ce urmează după declarația președintelui și dacă are susținerea necesară și în guvern. Doamna ministru Deca era cu câțiva ani în urmă o susținătoare a acestor idei a aducerii profesorilor din punct de vedere al salarizării la, până la urmă, la normalitate. Da, este și acum. Nimeni n-a spus că nu este o susținere. Și cine se opune acestei măriri? Știți ce este culmea în toată această ecuație? Nu se opune nimeni. Toată lumea e de acord. Toată lumea este de acord. Sincer, dacă mergem acum pe stradă și facem un sondaj de opinie și întrebăm lumea de pe stradă, nimeni, nu cred că va fi cineva să spună că nu este de acord cu așa ceva. Dar de aici până a realiza practic, faptic lucrurile, cred că este un drum foarte lung și se blochează. Știți și dumneavoastră că acum mai nou suntem într-o gaură neagră financiară. Dar, bun, suntem într-o gaură neagră financiară, dar nu vrem să renunțăm la pensiile speciale, nu vrem să renunțăm la avantajele care le au parlamentarii, nu vrem să renunțăm la, nu știu, salariile care s-au dat în diverse agenții guvernamentale, la acestea și măriri de salarii. Deci dacă tu spui că ești într-o gaură financiară nemai văzută în primul trimestru al acestei țări, tu vii și faci chestiile astea, noi nu mai înțelegem și chiar credem că este o gogoriță această gaură financiară care o tot trâmbițează. De ce? Pentru că vedem că la alte categorii se poate în continuare, dar la noi, la profesori, nu se poate. Recunosc că suntem cea mai mare categorie socioprofesională din România. Dar și da, cea mai importantă, pentru că toate pleacă de la educație, da, până la urmă. Nu putem să vorbim de o categorie socioprofesională care până la urmă să nu fi pus temelia în școală. Da, suntem, cred că, și cea mai importantă. Nu, mă rog, noi și sănătatea, dar cu tot respectul pentru sănătate, cred că suntem mai importanți. De ce? Pentru că totul pleacă de la educație. Cât de educat ești, cât de educat ești, să ai și o sănătate bună. Cu cât ești de educat mai puțin, ai probleme și paradoxul cu sănătatea. Paradoxul este că toată lumea recunoaște asta. Toată lumea. Păi de, toată și lumea. Nu de acum, ci de ani de zile. De foarte mulți ani. Dar în acești 35 de ani, 34 de ani de la Revoluție, educația a fost ținută pur și simplu la un nivel extrem de jos din punct de vedere al salarizării. Și s-a mai discutat ceva la guvern când am fost acum. Ideea e în felul următor. Le-am spus foarte clar, domnilor, așa cum ați reușit și foarte bine că ați reușit să dați întreaga salarizare sănătății în 2017, cred că acum a venit rândul educației. Și nu pentru faptul că ar pleca profesorii neapărat din sistem, cum se întâmplă și acum în sănătate. Nu pentru neapărat pentru lucrul ăsta, ci pentru faptul că nu mai vin oameni pregătiți în sistem. Nemai venind oameni pregătiți în sistem, ai o educație groaznică în ceea ce privește nivelul de educație, ce educi copilul, da? Și atunci, dacă plătești atât de prost intrarea în sistem, nu cred că mai trebuie să ai pretenții să avem o educație nemai întâlnită. N-ai cum să o ai. La 2400 de lei, între 2400-500 de lei și 4500 de lei, nu poți să ai o educație cum ți-o dorești. Dacă îți dorești, noi de asta, aici e problema salarizării. Independent, pentru că de foarte multe ori cadrele didactice, din rațiuni pur umane și financiare, au nevoie de un al doilea job, au nevoie de activități suplimentare pentru a putea până la urmă să supraviețuiască. Exact. În momentul în care îți desfășori activitatea pe mai multe fronturi și nivelul de energie, nivelul de concentrare, de informare scade. Scade și nu te mai poți ocupa la fel de bine de nimic, indiferent câte joburi ai avea, și atunci se ajunge unde se ajunge. Eu cred că de data aceasta
E un moment de cotitură în educația din România. Trebuie să înțelegem acest lucru. Toată lumea înțelege acest lucru. Evident că apar și foarte multe intoxicări pe piața media, pe piața, ca să zic așa, în acest domeniu al educației în acest moment. Intoxicările acestea, din punctul meu de vedere, nu și-au sensul. Vreau să spun că și pe această cale și lumea să înțeleagă. Sunt foarte mulți profesori care sunt avertizați că dacă continuă să intre în această grevă generală, vor pierde gradele didactice, că nu li se va plăti această grevă, că vor pierde bani pe la, având rate la bănci, băncile se vor întoarce și așa mai departe. Că pensionarii care acum vor să iasă din sistem, dacă intră în grevă și țin greva aceasta 3 zile, 5 zile, o săptămână, 2 săptămâni, li se va, nu știu ce, li se va anula de la pensie un an și așa mai departe. Toate lucrurile astea sunt pur și simplu niște aberații. Nu se va întâmpla nimic din așa ceva. Țin să reamintesc pe această cale că ce înseamnă practic pentru un cadru didactic intrarea în grevă? Intrarea pentru un cadru ce didactic presupune această suspendare a contractului? Nu presupune nimic. Presupune că ți se suspendă contractul de muncă pe perioada grevei. Dar cum dădeam un exemplu foarte bun zilele acestea la școlile la care am fost, țin să anunț pe această cale că contractele sunt suspendate și în momentul în care ai o problemă de natură medicală, ai acele concedii medicale. Sau când doamnele, cu tot respectul și toată bucuria, când doamnele intră în concediu de maternitate, au aceste concedii, au acest contract suspendat. Păi s-a întâmplat ceva, că s-a suspendat contractul. Nu se întâmplă nimic, acesta oricum merge pe vechime. Deci chiar nu se întâmplă absolut nimic. Pe lângă faptul că greva, prin Constituție, ai dreptul la grevă. Deci nimeni nu-ți poate îngrădi acest drept. Toate lucrurile care decur, da, eu înțeleg toate chestiile acestea, pentru că suntem două tabere, de data asta în conflict, fiecare merge cu propriile arme, arme între ghilimele, bineînțeles, și normal pot apărea fel de fel de intoxicări, astfel încât lumea, profesorii, și încă o dată vreau să spun, nu sunt numai profesorii, este tot personalul din educație, adică didactic, auxiliar și nedidactic. Toată lumea este în acest moment, li se pun acest bețenoate. Eu cred că lumea oricum a priceput care e treaba. În ceea ce privește Uniunea pe care o conduc, avem un procent de aproape 85%. Este un procent nemai întâlnit. Și eu am avut emoții la început, în momentul când am făcut referendumul despre grevă, dar lumea a înțeles. Deci aproape 84 și ceva, aproape 85% este un procent foarte mare. Evident că pe țară procentul, mă rog, este mai scăzut, undeva peste 70%. Dar, ce vreau să spun aici... Din personalul unităților școlare care au semnat că sunt de acord să meargă și să facă grevă generală. Deci discutăm de tot personalul din educație. Deci nu numai profesori, ca să ne înțelegem. Că mai spuneau de ună zi că intră numai profesorii. Nu intră numai profesorii. Nu numai profesorii sunt nemulțumiți. E nemulțumită toată lumea care lucrează în educație. Așa încât, dacă până luni la ora 8 nu avem niciun semnal din partea niciunui decident din această țară de a ne întâlni, de a discuta, de a negocia, că de fapt asta este negocia, luni la ora 8, grevă generală. Ce vă doriți în mod clar și concret, sau ce ar trebui să se întâmple concret astfel încât această grevă generală să fie anulată? Concret, salarizare corespunzătoare educației și nu pe vorbe. Ce înseamnă acest concept de salarizare corespunzătoare? Înseamnă mărirea salariilor în educație. Nu pot să înaintez acum un procent, dar din câte am discutat inclusiv cu Ministrul Educației, inclusiv cu Ministerul Muncii, pentru că se lucrează în acest moment la o grilă de salarizare,
în educație și nu numai în educație, este vorba de întreaga grilă de salarizare în sistemul bugetar. Așa cum a spus și doamna ministru, creșterea undeva pe noua grilă, dacă această grilă se va menține, ca să ne înțelegem, pentru că decizia va fi una pur politică, este undeva la 60% creștere în învățământ. Problema este următoarea. Așa cum am spus și la toate întrunirile care au avut loc și la negocierile de săptămâna aceasta, nu admitem ca această creștere salarială să se dea în decurs iarăși de nu știu câți ani, sub nicio formă. Așa cum la sănătate, încă o dată și mă repet, și am mai spus-o și acum câteva minute la dumneavoastră emisiune, ați dat toți banii, trebuie să dați același, să faceți același lucru și pentru educație. Eu cred că în momentul în care negocierile, dar încă o dată procentul nu vi-l pot, acest procent a fost înaintat de către ministră zilele trecute, nu știu dacă chiar ăsta e procentul, dar atâta timp cât nu vedem ceva concret. Sub ce formă a lansat acest procent, doamna ministru? Sub forma discuțiilor care... Ar fi posibil ca atât ar merita cadrele didactice? Nu. Au spus că, de fapt, noi știam lucrul acesta, au fost niște discuții de-a lungul timpului, cam de prin... de anul trecut mai spre sfârșit, au fost comisii care s-au ocupat, veneam la dumneavoastră în emisiune și spuneam lucrul ăsta, care se ocupă de o nouă lege a salarizării în sistemul bugetar. Și învățământul pe o scară de la 1 la 10 era cuprins undeva la mijloc. Acum învățământul pe o scară, suntem ultimii, 2 și ceva. Acum pe această nouă lege a salarizării vom fi undeva la mijloc. 4, 40, această scară 5, înseamnă, pentru cei care nu sunt familiarizați cu această terminologie, modul în care sunt stabilite salariile în România, și asta înseamnă 60%. Bugetar. Minim cel mai mic salariu, maxim președintele României care are coeficientul... 12, parcă are coeficientul președinte. Asta înseamnă în tradus, în termeni, ca să înțeleagă lumea, o creștere de 60%. Asta înseamnă traducerea a scării ăștia, că într-adevăr, bun, ne explicăm oamenilor coeficiente, dar lumea vrea, bă, concret, ce înseamnă. Asta înseamnă. Bine, proporțional cu salariul care l-ai în acest moment. Și ce a mai spus doamna ministru, și nu numai doamna ministru, toți au spus că salariul debutantului să fie salariul mediu brut pe economie, undeva la 4.000 și ceva de lei. Ar fi, ca să înțelegeți... S-ar apropia de salariul maxim astăzi. Da, care este acum. Deci, din punctul ăsta de vedere... Dar am mai întrebat pe urmă, bun, și ce înțelegeți dumneavoastră prin progresiv pe urmă de la salariul acesta? Răspunsurile au fost foarte haotice și chiar la unele au întârziat să apară, nici n-au existat. Pentru că și în momentul respectiv, i-am spus, doamne ministru, nu cred că acum nu este progresiv. Că tot progresiv e și acum, adică de la salariul de 2500 de lei cât are debutantul, progresiv se ajunge la 4500, că nu se ajunge altfel decât progresiv. Nu, n-am mai spus, ok, este o negociere în curs, vedem ce se va întâmpla, dar eu cred că au de unde să dea acești bani. Sincer vă spun, au de unde să dea, pentru că și-au dat nemăsurat. Și-au dat nemăsurat. Atâta timp cât îți dai atâția bani ție și la alții nu te gândești, eu cred că există acești bani. Și n-ar trebui să ne punem atâtea și atâtea întrebări. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că sunt destul de clar. Bine, pe urmă, mai sunt și alte puncte care trebuie abordate. Nu se merge numai pe salarizare. Odată să aplici, că noi vorbim de noua lege a salarizării, dar noi nu aplicăm pe vechea lege, încă nu e aplicată. Deci să se aplice, să termine odată cu 153 ăsta blestemat, care, sincer vă spun, cred că a fost cea mai slabă lege a salarizării din totdeauna pentru educație. Am văzut ce înseamnă progresivul. Da, exact, mai exact. Adică să dai pe 5-6 ani... Progresiv de la lună la lună, de la an la an. De la an la an și progresiv de la lună la lună, an la an, dar la unii nici n-a mai fost progresivul ăsta, că au spus s-a intrat de pe maxim, gata, tu nu mai e nimica. Bun, și ăștia sunt săracii contabilii, secretarele, care de vreo 4 ani nu mai au nimica. Deci vă dați seama ce progresiv a fost. Bun. E, din punctul ăsta de vedere, mai sunt și altele. Practic, zisei, am spus 153 prin urmă. Indexarea aceasta, care e tot o chestie financiară, asta este foarte bună, mai ales în domenii de inflație puternică.
Bun, a scăzut inflația la 11% acum. Păi cum o fi scăzut? Nu știu, habar n-am. Dar este foarte bine și culmea este că au fost de acord cu această indexare. Au zis că da, este binevenită. Dar să o vedem. Da? Pe urmă, mai sunt condițiile de muncă, adică sunt ce niște sporuri această indexare? Care nu se acordă. Indexare cu rata inflației tradus pentru doamna care lucrează la curățenie în școală. Acum, dacă per an ar însemna, nu știu, 5%, înseamnă să-i crească, să-i indexeze salariul cu 5%. Asta este ideea. Sau cu 2%, sau cu 11%, sau cu 10%. Bun, acceptăm ideea. Cât e inflația? 20%. Nu o să-ți crească cu 20%. Este foarte mult. Totuși, 10% trebuie să dai. Pentru că altfel lumea nu mai poate să plătească. Și ce faci? Intri într-un blocaj din ăsta? Indexări au mai fost în România. Nu descoperim apa acum. Indexări, apa caldă. Indexări sunt și în țări europene foarte dezvoltate. Deci nu discutăm numai de România. Să se vrea. Bun, asta ar fi pe partea financiară. Pe celelalte părți mai sunt probleme de condiții de muncă care sunt cum sunt și după cum discutam, eu cred că iată, s-a ajuns într-un incredibil, dar adevărat ca, și eu mai spuneam la dumneavoastră la emisiune și eu tot repet peste tot pe unde mă duc, s-a ajuns ca sindicatele să apere patronatele. Nu, e un nonsens lucrul ăsta. Așa s-a ajuns. Directorii de unități școlare au salariile mai mici în acest moment decât o mare parte a oamenilor care i-are în subordine. Mai spuneți-mi și mie, vreun loc, chiar din România, că din țările ăștia avansate nu cred că există, unde șeful unității să aibă salariu mai mic decât angajații săi. Cred că și în sănătate se regăsește și în cadrul direcțiilor de sănătate publică se regăsește, da, aceeași excepțional poveste. Da, deci acolo s-a ajuns. Păi, noi așa o gândim. Țin să anunț pe această cale că inclusiv conducerile școlilor sunt de acord cu acea, adică sunt alături de această grevă. Chiar observam ieri în mass media o chestie incredibilă la un post de televiziune. Se dădea pe greva de avertisment de ieri. Și reporterul respectiv spunea că între 11 și 13 a avut loc greva de avertisment și așa mai departe. Urmează greva generală care este susținută inclusiv de conducerea unității de învățământ. Dragii mei, așa ceva în România nu s-a spus de mult timp. Este pentru prima oară când se întâmplă lucrul ăsta ca toată lumea, deci inclusiv conducerea unității de învățământ, să fie de acord că așa nu mai putem merge mai departe. Am văzut răspuns afirmativ și în ceea ce privește asociațiile de părinți și asociațiile de elevi. Da. Ăsta cred că ar fi un exercițiu de solidaritate grozav pe care, dacă am reușit să-l punem în practică, să dăm un semnal către ceea ce înseamnă guvern și decidenți. Bravo lor. Bravo lor în piață. Vreau să vă spun că totul a fost așa tăvălug, vine după ce pe data de 10 mai a avut loc cel mai mare meeting al unor federații sindicale și chiar știu ce spun, am participat de prin 95 la aceste meetinguri. Deci cel mai mare meeting al unor federații sindicale ca număr de persoane care a avut loc în România, nu unul dintre cele mai mari, cel mai mare, care a avut loc în România. 15.000 de oameni au fost în București. Doamnă, filmam eram undeva la mijlocul Căii Victoriei și nu se vedea coada nici în față, nici în spate. A fost ceva și toate rețelele de socializare au distribuit așa ceva. A fost ceva nemai întâlnit. Și nu ne-au băgat, doamnă, în seamă atunci, pentru că atunci aveau probleme cu știți foarte bine, cu un anumit partid politic care se bătea pe la Parlament cu să intre în Parlament, nu știu ce să facă. Și atunci practic acel meeting uriaș s-a transformat adică nu a fost dat pe posturile de televiziune ca să facă loc altor manifestări. De luni, de când s-a văzut clar că nu mai e loc de glumă, în sfârșit mass media a început să arate ceea ce a fost la acel meeting și lumea într-adevăr rămâne uimită de ceea ce a fost la acel meeting.
Părinții. Păi eu cred că și copiii sunt, cum să nu-și dorească o, cum să spun, o clasă socioprofesională, nu neapărat că, bun, și mai bine plătită, dar mult mai bine pregătită, ca să învețe copiii, foarte, copilul să-l învețe foarte bine. Cum să nu-ți dorești așa ceva? Pentru că dacă, și să ne mai înțelegem, în România, la ora actuală, sunt foarte mari diferențe, sunt două școli de altfel. Școala din mediul urban și școala din mediul rural. Deci diferența este uriașă între cele două școli. Deși, acolo, conform Constituției din România, toți copiii au dreptul la șanse egale, egal. Da? La educație, da. În condiții și în parametrii optimi. Vor avea șanse egale, dar eu cred că, uite, nu știu, să mergem odată să filmăm și să vă arăt diferența între școală, dar care o știți și dumneavoastră, diferența dintre școala de la, din mediul rural și școala de la oraș, din mediul urban. Și discutăm aici nu numai de Craiova, discutăm mediul urban și Filia și Calafat și Segacea și Băileș și așa mai departe. Deci diferențele sunt mari. Aici s-a ajuns datorită subfinanțării, ce să mai spun de procentul din PIB? 2%. 2% e anul ăsta. În schimb, pensiile speciale. Știți cât înseamnă pensiile speciale? Dacă ar lua toate pensiile speciale, pensiile speciale în România sunt 1% din PIB. Păi dacă acest 1% din PIB l-ai dat la educație, mă, n-ar mai fi 2%. Bă, ar fi 3%. Ar fi ceva. 6% nu s-a atins niciodată, deși a fost lege. S-au pus toți de comun acord la educație, dăm 6%. Niciodată n-ați dat 6%. În schimb, la apărare, cum au fost probleme, și foarte bine că s-a dat, că ați văzut ce s-a întâmplat, imediat nimeni n-a comentat. Da? În schimb, la învățământ, tot timpul nu se poate, suma e prea mare, n-avem de unde, voi întotdeauna destabilizați sistemul financiar din România. Noi. Noi destabilizăm sistemul financiar, nu ei, care de-a lungul timpului și-au creat atâtea și atâtea favoruri și acum, din punct de vedere financiar vorbesc, și acum spun că noi destabilizăm. Nu, dragii mei, ați destabilizat această țară, ați destabilizat acest sistem, nu mai veniți cu fel de fel de idei de acestea, dar problema e alta, lumea a înțeles și mă bucur că oamenii au înțeles, cel puțin prin toate școlile care am fost în ultimele două săptămâni, lumea ne-a rugat să nu cedăm. Este momentul educației. Ăsta este momentul educației. Dacă acum vom ceda, 10 ani de acum încolo, nu mai avem ce comenta. Pentru că vă spun sincer, legea educației va trece de Parlament, legea salarizării va trece de Parlament. Ce grevă să mai facem? Ce să mai cerem? N-avem ce să mai cerem. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că lumea a înțeles ceea ce am discutat noi până acum. Sper ca și de acum încolo lucrurile să decurgă conform planurilor pe care noi le-am avut discutate la București, cu ședințele liderilor naționali. Eu am avut ședință cu liderii noștri, a fost covârșitor, deci peste 95% vot pentru greva generală. Deci din punctul ăsta de vedere, eu cred că lucrurile merg într-o direcție bună. Să sperăm că până luni guvernul, prin cei doi prim-ministri, se va apleca asupra negocierilor și să nu înceapă această grevă luni. S-au mai pus multe întrebări, ce se întâmplă dacă... Asta era întrebarea firească. Haideți să dăm un mesaj și pentru părinți. Da. Părinții, dacă situația rămâne aceasta și din părinții, câte se pare rămâne... Părinții trebuie să nu-și trimită copiii la școală. Știu, eu sunt... Îmi cer scuze și pe această cale, dar au înțeles părinții, nu cred că e... Mă rog, ori mai fi, dar marea majoritate a părinților au înțeles acest lucru. Țin să-mi amintesc că pe această cale că urmează examenele naționale, adică evaluarea națională și bacalaureatul. Tocmai de aceea am început această grevă pe data de 22 mai. Să le lăsăm timp
astfel încât să nu periclităm examenele naționale. Mai departe, mingea este la ei în ogradă. Ideea este că eu cred că aceste, că examenele nu vor fi, nu se vor da, nu cred că ar fi ceva incredibil să se nu, de amânat se pot amâna, dar să nu se mai dea acest, nu ne dorim acest lucru. Da, ce se poate întâmpla? Să se amâne aceste examene și evaluarea națională 19-21 să fie, nu știu, 25-27. Dau un exemplu, iunie. Și bacalaureatul, mă rog, mai prelungit. Dar altfel nu cred că aceste examene, deși am mai spus-o și o repet, există două țări în Europa, Finlanda și Israelul, dar iată unde au ajuns aceste țări. Sunt top 3 în lume în acest moment ca nivel de educație. Da, probabil că mă gândeam și la modelul francez pe care noi l-am preluat în, sub foarte multe aspecte. M-am nimerit în Franța la finalul lunii martie, începutul lunii aprilie. Străzile erau pline și nu neapărat de sindicaliști, de persoane organizate de către sindicate. Nu, mămici cu copii în brațe sau cu căruciorul, bunici care teoretic sunt la pensie și nu mai aveau interese directe în ceea ce privește vârsta de pensionare. Adică un episod de solidaritate fantastic. Și de, până la urmă, de asumare a faptului că suntem toți legați. Și faptul că o anumită categorie socioprofesională are o problemă, da, este trebuie foarte, implicat, pentru că lucrurile se leagă. Exemplu. Da, exemplul Franței este un exemplu ce merită urma, ca să spun așa, dar sunt niște diferențe. Franța, acolo era o chestie care îi privea pe toți francezii, e vorba de vârsta de pensionare, că de fapt acolo a fost 62-64. Dar să știți că erau foarte mulți vârstnici la protest. Foarte mulți vârstnici, aceștia, da, solidaritate care nu mai da pentru ei, da. Aici însă e vorba de altceva, e vorba de educație și din punctul ăsta de vedere nu cred, nu văd cum să nu fii solidar cu așa ceva. Adică îți dorești din tot sufletul ca acești oameni, nu neapărat că, bun, salarii să fie, dar acești oameni să fie atât de bine pregătiți astfel încât să-ți învețe proprii copii foarte bine. Ori acești oameni nu pot fi bine pregătiți pe asemenea salarii. Este un cerc vicios. De asta spun și repet încă o dată. La urmă, cadrele didactice pentru a fi bune trebuie să ai de unde să faci selecție între aceștia. Să ai persoane care sunt interesate să acceadă la catedră. Păi dacă la noi vin oameni extrem de nu neapărat că slab pregătiți, hai să spun, slab pregătiți tocmai din acest lucru, pentru că te gândești, cât eu, pentru banii ăia, nu-mi vine cineva din universitate care să fie foarte bine pregătit, pentru că acel om se duce în alte domenii. Chiar vorbeam și știți ce e culmea? Că alte domenii nu sunt neapărat niște domenii cu studii superioare, că asta te macină. Au ajuns oameni care lucrează în multinaționale, chiar în aceste magazine care le vedem noi, care sunt pur și simplu, nu au studii superioare, să câștige mai mult decât un profesor. E ilogic, e anormal, e cum vreți dumneavoastră să... Atunci, la ce mai facem studii superioare? Hai să nu mai facem studii superioare. Bine, a spune asta nu neapărat făcând paralelă cu sectorul privat, dar chiar și în sectorul public, în sectorul bugetar. Da, sunt salarii la anumite instituții care presupun pregătire medie sau chiar școală gimnazială și unde salariul este peste 2500 de lei. Peste 2500, mult mai mult. Peste 2500, da. Da, nu discut aici numai de domeniul privat, discutăm și de domeniul bugetar, evident. Păi și atunci, aceste privilegii care și le-au acordat de-a lung, aici s-a ajuns, acordându-și niște privilegii fantastice și acum este foarte greu, dacă nu imposibil, să poți să dai înapoi din acele privilegii. Pentru că acele privilegii, doamnă, s-au realizat pe lege, nu pe altceva. Și e normal că acum, dacă vrei să vii să le iei, să te dea în judecată tot pe legea creată în sensul ăsta și tu să nu poți obține ceea ce își dorești, diminuarea acestor privilegii, pe care sincer nu cred că și-o doresc, diminuarea acestor privilegii pentru a merge banii într-adevăr către oamenii care pot să realizeze ceva în această țară. Da? Că de asta e vorba până la urmă.
Și cine sunt oamenii ăștia? Profesorii, medicii, ăștia. Ăștia sunt cei care să... Bine, medicii acum, într-adevăr, au rezolvat cât de cât problema. Profesorii nu. Asta e. Aici eu și cred că toată lumea înțelege despre ce e vorba. Dar mai trebuie să înțeleagă și guvernul. Și sper să înțeleagă zilele care urmează. Culmea este că pare că și guvernul înțelege. Toată lumea înțelege, dar nu este vine nimeni vorba dispus să plătești, facă în concret. Da, când vine vorba să concretizezi, în momentul acela apar cele mai mari probleme. Dar eu am încredere totuși că aceste două mari partide care s-au unit și care formează... Trei. Și da, vorbim de cele două, că cele două au putere de decizie. Atât unii cât și alții să ajungă la un consens pe treaba asta și să nu arunce țara într-un domeniu pe care nu-l mai poți controla. Că întotdeauna de la greve de genul ăsta se poate ajunge în alte lucruri. Și nu cred că ne dorim, nu-și dorește nimeni așa ceva. De la ce faceți referire? Păi nu, nu neapărat că fac referire. Doamne ferește, lucruri care pot să scape de sub control. Nu știi ce se poate întâmpla. Că lumea este, poate fi atât de nemulțumită, încât vorba aceea, să faci, să ieși meeting-uri din acestea care pot să nu fie, să fie spontane, greve din acestea care se pot transforma exact în spontaneități din ăștia care pot afecta mult mai mult decât este în acest moment. Deci eu de asta îi fac atent, nu este ceva care să înspăimânte, dar haideți să ne așezăm cu toții la masă și să încercăm să rezolvăm educația. Acesta este tot ceea ce cerem în acest moment. Restul, ce urmează pe urmă, vom mai vedea ce va mai urma. Da, legea educației, că discutam de legea educației. Mai sunt probleme și pe la legea educației. Nu zic nu. Știți foarte bine, acum se vorbesc de anumite planuri cadru care nu sunt în ok, pe care trebuie să le realizăm. E vorba de se vorbea de orele de biologie, geografie, deși ministra logică și alte economie, deși ministra a venit și a spus că nu este nimic adevărat, că nu s-au discutat. Da, aceste lucruri trebuie discutate, dar înainte de toate trebuie să rezolvăm această problemă care este super presantă. Adică salarizarea cadrelor didactice. De disciplinele din trunchiul de științe sociale, pentru că vorbim până la urmă de educarea unei generații pe care ne-o dorim cu discernământ, cu simț critic până la urmă, tocmai pentru binele acestei țări. Au fost zvonuri potrivit cărora s-ar scoate logica, filozofia, sociologia. Da, au fost zvonuri. Chiar au venit și profesorii, o parte din profesori care mi-au adresat aceste întrebări. Dar știți cum este? De zvonul, obicei, da. Fum fără foc. Foc nu iasă. Ce este interesant este că doamna ministru a ieșit și a spus că nu este nimic adevărat din... Acum, este în capul trebii. Nu neapărat că trebuie să credem în totalitate ce spune, dar eu nu cred că te poți arunca în niște afirmații din acestea care să nu-și aibă aplicare în practică. Adică să te trezești după ce spui nu e adevărat și nu e nimic, e totul fals din ceea ce voi ați venit să spuneți, că planuri, că nu știu ce, nu știu. Deodată să te trezești cu ele, că e exact cum s-a vehiculat, da? Pe piață. În momentul actual, pe așa ceva, și o spun cu foarte mare responsabilitate, nu este ceva concret. Da, o fi fum fără foc, poate cine știe din ce părți. O fi idei de testare a reacției societății. Da. De asta spun, nu e bine să ne aruncăm chiar așa la... Dar, deocamdată, da, testarea cadrelor didactice. Încă o dată mai testăm cadrele didactice. De ce le-am mai testat, nu știu. Dar eu cred că nu se va ajunge. Planurile cadru trebuie discutate și cu noi, cu sindicatele. Nu vin să aruncă așa niște planuri pe piață după ăștia faceți. Nu, nu e așa. Deci aceste lucruri au loc, au loc discuții pe tema asta, dar deocamdată aceste discuții, nu discutăm despre așa ceva acum. Prioritatea în acest moment, 0, minus 100, minus infinit, este salarizarea sistemului educațional.
ca să fie foarte bine înțeles. Asta, aceasta este prioritatea priorităților. Vedem ce se va întâmpla după. Bine, vigilența ar trebui să existe. Ieri s-a discutat în Senat, în camerele de specialitate ale Senatului, aceste proiecte ale legii. Senatul este foarte decizional. Camera decizională Senatul, au trecut de Camera Deputaților, vor să, am înțeles că până în jurul datei de 10 iunie, cred, vor să dea această lege. Foarte bine. La această lege am avut și noi o contribuție. Cu dumneavoastră am avut nenumărate emisiuni pe tema legii educației. Nu pot să spun că e o lege rea, nu pot să spun nici că e o lege bună. Este o lege medie, ca să spun așa. În ceea ce privește cadrele didactice, aici negocierea a fost foarte clară din punctul sindicatelor, și anume ceea ce s-a și păstrat, este vorba de titularizarea în sistem și structura anilor școlari, deci acest lucru s-a păstrat în totalitate și vreau pe această cale să amintesc că titularizarea în sistem nu este numai în sistemul educațional, este și în sistemul de justiție, este și în sistemul medical, este și în sistemul de poliție și așa mai departe. Deci nu noi, încă o dată, că s-a venit că în alte țări, nu noi am inventat apa caldă și e normal ca să fie, ca omul să fie legat, să, nu neapărat legat, dar să aibă postul respectiv, să aibă o anumită cursivitate și așa mai departe. Adică să nu te trezești la un moment dat, că ați văzut foarte clar, sunt posturi titularizabile din câte ești titular în vreo 2-3 locuri. Că nu poți să fii, că spuneau, desfințezi titularizarea. Bun, o desfințezi, dar cum profesorul ăla trebuie să aibă 18 ore? Cum îi faci 18 ore? Că te duci la o școală și școala respectivă am doar 6 ore. Se apucă omul ăla să alerge. Total aberant. N-ai cum să ceri așa ceva. Și de asta, ăsta este un lucru bun. Structura anilor a rămas la fel. Am înțeles că în cameră s-a modificat, au dat voie la colegii 50% din cât am înțeles să dea examen să stabilească modul în care fac accesul în învățământul. Foarte bine, să vedem ce spune și Senatul în momentul ăsta. Ăsta era un lucru care de mult era trâmbițat, dar noi am venit și am spus foarte clar, da, ok, suntem de acord cu treaba asta. Problema este că subiectele, tot ceea ce decurge din acestea, nu se fac la nivelul unității, sau nu se facă la nivelul unității respective, ci în Centrul Național de Evaluare și așa mai departe. Adică nu ne apucăm acum să facem dintr-un examen la un colegiu național, să facem o butaforie, adică la modul, hai mă, cine vrem noi intră, nu cine trebuie, nu cine a învățat. Da, bacalaureatul, ați văzut și dumneavoastră că s-a introdus, s-au mai introdus materii, printre care și religia, foarte bine, n-am nimic ce să comentez aici, mi-aș fi dorit să, eu sunt profesor și de educație fizică, mi-aș fi dorit și educația, a fost odată și educația fizică, da, ok. Sunt lucruri din punctul nostru de vedere și al profesorului, lucruri ok care s-au întâmplat pe această lege. Sunt însă nodul gordian în acest moment este salarizarea educației. Hai să plătim educația. Mai departe vom vedea ce facem. Se pare că de data aceasta vedem îndârjire la cadrele didactice. Vedeți și mine, vedeți cât de îndârjit sunt. Pur și simplu de vreo 2 săptămâni sunt foarte îndârjit. Vă dorim succes. Mulțumesc. Să obțineți ceea ce v-ați propus, pentru că poate fiecare dintre noi, dincolo de anumite perdele de fum care ne sunt ridicate de unul sau de altul, sau de anumite cumva invidii și frustrări personale, să înțelegem până la urmă importanța pe care o au profesorii, învățătorii și educatorii în societate. Și așa este, aveți foarte mare dreptate și mi-aș mai dori un lucru. Aceste rețele de socializare care au înnebunit lumea. Trebuie să înțelegem un lucru, că educația nu se face pe rețele de socializare. Sindicalismul și nu numai, nu se face pe rețele de socializare. Hai să-l facem la, cum îmi place mie să spun și cum se spune în sport, la nivelul ierbii. Hai să discutăm cu oamenii.
Noi nu putem realiza educația apăsând butoane. Acolo, în spatele unui televizor, telefon și așa mai departe, suntem cei mai puternici, lei. În momentul în care ești în fața oamenilor, lucrurile se schimbă radical. Da? Haideți să încercăm să facem... Am uitat să facem lucrul ăsta. Asta este și propunerea mea. Haideți să discutăm cu oamenii, să explicăm oamenilor, pentru că numai așa putem să ajungem în față. Și cum a spus și dumneavoastră, haideți să plătim educația. Este tot ce are mai... tot ce poate crea mai bun o țară. Copilul acelei țări care să fie educat. Iar cine îl formează, pe cel care îl formează, haideți să nu ne mai batem joc de el. Domnul președinte, vă dorim succes. Poate lucrurile, sau ne vine înțelepciunea în al 12-lea ceas. Și eu sper. Și se așează lucrurile, profesorii primesc ceea ce merită și, în sfârșit, intrăm într-o stare de normalitate. Vă mulțumesc. Toate cele bune vă dorim și dumneavoastră. La revedere!